Am reunit psihoterapia, psihologia, de fapt, cu teatrul și în felul acesta a ieșit writing theater, anume scrierea de scenarii de teatru. Metoda a fost concepută pentru a combate riscul de abandon școlar și absenteismul școlar, în așa fel încât să implice pe copii într-o activitate ludică, cu jocuri de rol, cu foarte, foarte multă joacă, într-un mod, să-i zicem, da, într-un mod serios, pentru a-și găsi resursele pe care le au și în același timp pentru a se motiva și a da utilitate școlii, învățării. Bun, se poate aplica și la alte grupuri de vârstă? Se poate aplica și la alte grupuri de vârstă. Am observat prin prezentarea metodei că la adulți poate fi folosită ca și atelier de dezvoltare personală. Pentru copii este educațională. De ce? Exercițiile care compun metoda sunt exerciții de actorie, dar în același timp sunt exerciții clare de scriere de scenariu de teatru și înțelegerea felului, modului de fapt, în care se manifestă teatrul. Pentru copii înseamnă coeziune de grup, pentru că trebuie să lucreze la nivel de echipă și învață ce înseamnă grup, învață prin scriere. Am primit feedback-uri de la oameni care au participat aici și mi-au spus că au conștientizat lucruri din interiorul lor. Deci, pentru mine a fost valoros să-mi dau seama de că nu este unilaterală, ci este pluri și pot scoate din ea lucruri de care am nevoie să le folosesc și în alte contexte. Material realizat de Societal, un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.